Mulțumesc din inimă de introducerea superbă. Nici eu nu m-aș putut introduce mai bine dimineața asta. Nu lucrez de 23 de ani cu oameni cu probleme sociale și de 17 ani aproape cu tineri dependenți de droguri. Protocolul meu de dimineață e puțin diferit de aici de la Parlament. Eu auzeam pe antevorbitorii mei rostind cu așa de mult respect o introducere frumoasă și salutând pe toți. Eu când mă aflu în fața dependenților, e greu să încep cu stimate domnule student, ca să le spunem noi băieților, după 15 ani de dependență de heroină, după 7-8 ani de pușcărie și după ce pentru mulți ani de zile și-au făcut familiile să sufere și inclusiv societatea să sufere. În schimb, acești oameni au un potențial dat de Dumnezeu care este absolut incredibil. O greșeală nu definește pe cineva. Orice persoană are dreptul și are nevoie de o nouă șansă la viață. Și când o are și Dumnezeu este implicat în această șansă, nicio mirare că o să avem tineri care vor schimba orașul ăsta și vor transforma România de la dependenți la oameni care să facă un impact. Pentru că ceea ce face Dumnezeu face frumos. Și când Dumnezeu schimbă pe cineva, îi schimbă mintea, îi schimbă inima, îi schimbă motivația și îl ajută să devină acel om care să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Unul dintre cele mai mari câștiguri în viață este dobândirea unei perspective veșnice. Indiferent de clasa socială, indiferent dacă ești dependent, indiferent dacă ești pe scara socială cea mai ridicată. Este perspectiva pe care o insuflu de peste 20 de ani în dependenții cu care lucrez. Acum 6 luni de zile, întâmplare adevărată și interesantă și pentru noi, un tânăr de 24 de ani a intrat în unul din centrele noastre de reabilitare de aici, de lângă București. Dur, așa cum majoritatea dintre ei sunt când intră în program, nemulțumitor, egoist. Stăteai de vorbă cu el și efectiv, după discuțiile care le aveai, te simțeai obosit. În urmă cu 3 luni de zile, a primit un diagnostic. Pur și simplu a avut o durere, a primit un diagnostic și a aflat că are o boală incurabilă, în care doctorii dau puțin de trăit. Acest tânăr, student, în programul nostru Teen Challenge, a devenit peste noapte mai răbdător, mai bun, mai de ajutor, un om care te uiți la el și spui, hei, ce s-a întâmplat cu tine? Perspectiva lui de viitor, și despre asta vreau să vorbim azi, perspectiva cerului, perspectiva lui de viitor i-a impactat modul de viață. Absolut toate prioritățile lui s-au schimbat când a aflat că e posibil să mai aibă puțin de trăit. La un moment dat în viață, fiecare dintre noi, fiecare persoană de aici, va trebui să învețe necesitatea unei perspective veșnice. Și n-ar trebui să ajungem într-o situație critică ca să o învățăm. Sunt pline scripturile de ideea că suntem trecători. Apostolul Iacov compară viața cu un abur care este, acum este și îndată nu mai este. Gândul ăsta ar trebui să ne provoace la o realitate care depășește cu mult mai mult anii pe care îi trăim pe acest pământ. Când ai gândul veșniciei în minte, indiferent de clasa socială, nu mai ești agitat de această măruntă parte a vieții care o trăiești pe pământ. Înțelepciunea ne ajută să ne focusăm pe ceea ce urmează după această viață. Viața în conducere e chiar mai scurtă. Pentru a avea impact, avem nevoie de înțelepciune, iar gândul veșniciei este un profesor uluitor. Este incredibil ce înțelepți devenim peste noapte când vedem viața care o trăim pe pământul ăsta în perspectiva veșniciei, când realizăm scurtimea ei și când realizăm că suntem pe pământul ăsta cu un scop. Niciun om mare de stat nu a spus pe patul de moarte, mi-ar fi plăcut să stau mai mult în Parlament. Mi-ar fi plăcut să fiu mai bătăios, să îi distrug pe oponenții mei. Niciunul n-a spus altă. De altfel, marele regret al celor care mor sunt că nu au petrecut suficient timp cu familia, că nu au iertat mai mult
că nu au fost mai buni, că nu au ajutat mai mult și că nu au avut un impact mai mare. Cum ar arăta următoarele 3 luni din viața noastră dacă am ști că doar atât mai avem de trăit? Cât din ceea ce facem astăzi are un impact veșnic? Cât din vorbele și acțiunile noastre aduc onoare, cinste lui Dumnezeu? Și cu cât este mai înaltă poziția cuiva, cu atât acea persoană are nevoie de mai mare de perspectiva cerului. Pentru că din această perspectivă a cerului, înțelegem că absolut orice înălțare, absolut orice binecuvântare și faptul că putem fi astăzi aici, este de la Dumnezeu și nu ne oprim aici. Este pentru beneficiu poporului, pentru beneficiu altuia. Fiecare dar al nostru, fiecare promovare, fiecare favoare pe care ne dă Dumnezeu este pentru beneficiu altuia. Și nimeni n-a înțeles mai bine asta decât David, împăratul David. Când în 2 Samuel, în culmea succesului, înconjurat fiind de laude, de bogății pământești, de oameni care acum vreau să-i se închine, David spune următorul, Biblia spune următorul cuvânt în 2 Samuel 5:12. David a cunoscut că Domnul, că Dumnezeu îl întărea ca împărat al lui Israel. Ce important e să știi sursa acelui care te întărește, celui care îți dă viață, celui care îți dă favoare și binecuvântare. Și mai departe spune, și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. Omul s-a înțeles atât de bine și nu e nicio mirare că Dumnezeu îl numește un om după inima mea. Apostolul Pavel ne învață și el perspectiva cerului și scrie Corintenilor că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Le scrie și Romanilor, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Ce mă rog pentru mine și ce mă rog pentru dumneavoastră este ca Dumnezeu să păstreze gândul veșniciei viu în mintea noastră. Și fiecare decizie care o luăm să avem perspectiva cerului. Și fiecare vorbă care o spunem să fie spusă în perspectiva cerului. Și fiecare faptă care o facem să fie spusă, făcută în perspectiva cerului. Există un citat care este departe unul dintre favoritele mele. Atunci când te-ai născut, ceilalți au sărbătorit, iar tu ai plâns. Trăiește-ți viața ca atunci când mori, tu să sărbătorești, iar ceilalți să plângă. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Pentru că este posibil lucrul ăsta atunci când credința noastră este vie, credința noastră în Domnul Iisus Hristos este vie și când ne trăim viața din perspectiva cerului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!